măcar nu e foarte cald afară. Tocmai a plouat și autobuzul ăsta circulă cu ușa deschisă. Uite câți călători au viața în pericol. Și-o văzut că-i filmat, dar nu-i deranjat deloc. Ăsta poate nici permis de conducere n-are. E așa, șofer amator. Și-o amintit că e ilegal. Bine că măcar acum. Bine că nu te-a atenționat poliția să faci asta. Dacă-s lucrători la stat, poate să le pui viața în pericol. Și cum crezi că se răzbună dobitocul? Blochează drumul pentru omul cu bicicleta. Da? Deci, după o încălcare, când l-ai atenționat și ai arătat că a încălcat, el face altă încălcare. Are obligația să lase loc pentru bicicliști. Dacă aș denunța asta la poliție, ar lua o amendă de n-ar fi bucuros. Dacă nu, cumva ar rămâne chiar permis de conducere. Ce deștept mai ești! Nu-i destul că-s râuri de apă pe partea asta unde mergem noi, bicicliștii, și uneori se cască gropi nevăzute de sub apă. Dacă își mai bage ăsta autobuzul în cale, vai de soarta noastră, pentru că l-am filmat. Cum a încălcat. Nu l-am filmat cât e de frumos. Șoseaua Alexandria. Oamenii s-au bucurat că au pasaj peste calea ferată și peste șoseaua de centură. Dar până să ajung acolo, tot este un rond unde se fac ambuteiaje. Tot trebuie să stai la coadă. București și suburbii. Bine că se găsesc bani pentru catedrale, concerte, căcaturi și nu se găsesc bani pentru infrastructură. Ăsta e rondul cu pricina. Aici se neacă traficul rutier. Era să naufragiez și eu cu bița. Altfel, ia uite ce relaxat e acolo traficul. Nu vă mai spun, ăștia ce se înghesuie și dimineața și seara, care iese din zona asta nouă a orașului Bragadiru, care de fapt îți București, da? În zona aceea unde faci fiecare ce vrea, dar autoritățile nu fac nimic pentru civilizare.